Bună dimineața! Bună dimineața, USR! Mă bucur foarte mult că suntem astăzi împreună aici. Vă mulțumesc tuturor, pentru că, așa cum puteți vedea, este un eveniment mare pentru partidul nostru. Chiar este un moment important, pentru că astăzi o să vorbim despre noul USR și despre viitorul României. Dar, înainte de asta, dați-mi și mie voie să îi salut pe invitații noștri din familia noastră europeană, Cher Stefan, Dear Ilhan, Dear Svenia, Dear Kira, Dear Dan, thank you for the kind words that you said earlier. Let me say that I'm so proud of the work that we do together in our European family to make Europe better for its citizens. And Kira, you can count on us as friends. It was very emotional, and thank you for your strength. Also, Stéphane, je vous remercie pour le soutien de le groupe Renew pour que la Roumanie soit en Schengen. Dați-mi voie acum să le mulțumesc colegilor și colegilor din Biroul Național pentru contribuția la leadership-ul partidului și, de asemenea, parlamentarilor USR, pentru lupta pe care o duc zi de zi cu o majoritate toxică care a uitat complet de grijile românilor. Vreau să le mulțumesc primarilor USR. Sunt aici în sală, cei 40 de colegi ai noștri care guvernează local pentru 1,7 milioane de oameni și care arată zi de zi că o primărie poate fi onestă, profesionistă și că poate lucra în beneficiul comunității. Când mă întâlnesc cu primarii noștri, vorbim de proiecte, vorbim de ce vor să facă. Le mulțumesc de asemenea și sunt aici în sală ceilalți aleși locali, viceprimari, consilieri locali, consilieri județeni. Să nu uităm, sunt aproape 2000 de colegi care au grijă ca problemele oamenilor să se audă dincolo de zgomotul politicii. Să-i aplaudăm! Și nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc vouă, fiecărei colege, fiecărui coleg, pentru contribuția voastră la povestea noastră de succes. Astăzi sunt în fața voastră pentru a vă prezenta viziunea mea pentru viitorul USR. Dar nu discutăm doar despre USR astăzi, de fapt discutăm despre viitorul României. Și vedeți și voi că în jurul nostru sunt din ce în ce mai mulți oameni care sunt îngrijorați. Și pe bună dreptate, pentru că acestei guvernări nu-i pasă de oameni. Celor de la PSD și de la PNL le pasă doar de ei, de contractele lor, de licitații aranjate, nepotisme, rețele clientelare, de asta le pasă lor. Și de ani de zile, PSD și PNL, cu patronul lor, Iohannis, în frunte, sădesc un demon al neîncrederii în această societate. Vor să ne facă să credem că atât se poate, că nu există mai bine. Ei bine, eu cred că se poate mai bine, mult mai bine, știu că se poate. Știți de unde știu asta? O știu de la voi. O știu de la Mihaela Ștefan, viceprimărița noastră de la sectorul 6, care s-a luptat pentru locuințele sociale pentru tineri, un proiect finanțat din PNRR, apropo, de la Cristian Nicula, din Poiana Lacului, care a descoperit cum primarul PNL din localitate fura fără rușine carburantul de la microbuzele școlare, de la Camelia Bertea, primărița noastră din Făgăraș, care în mai puțin de 2 ani a reușit să redeschidă și să modernizeze Spitalul Orășenesc Victoria. O mai știu de la colegii noștri consilieri la Arad, care s-au luptat și au reușit să impună ca fiecare construcție nouă să aibă mult mai mult spațiu verde în jur. O știu și de la colegii mei din Parlament, care n-au uitat niciun moment de promisiunea pe care am făcut-o atunci când am strâns 1 milion de semnături, iar astăzi România are lege fără penal în funcții publice. Sunt mulți alți colegi de-ai noștri care nu renunță
la lupta pentru a face bine nici atunci când este foarte greu. Aș vrea să le spun tuturor numele, dar mi-e teamă că o să stăm până la noapte. Așa că vă rog, dragi colegi, să-i aplaudăm pe campionii noștri din Parlament și din administrația publică locală. Vă mulțumim tuturor! Vreau să vă spun ceva. Nici eu și îndrăznesc să cred că niciunul dintre voi n-am crescut cu ideea că vom fi în politică sau că vom candida la funcții publice. Povestea mea, eu m-am născut în comunism. La Revoluție aveam 8 ani și jumătate și deși eram copil, eram destul de mare încât să-mi aduc aminte cozile la mâncare. Am și stat la ele, de altfel ca mulți dintre voi din această sală. Îmi amintesc de momentele din decembrie 1989, de zgomotul focurilor de armă aici în București care se auzeau afară și de teama părinților mei și a noastră din acele zile în care mii de oameni au murit pentru libertate. Iar azi, când mă uit la copiii mei, îmi doresc ca ei să știe doar din cărți ce înseamnă dictatura, opresiunea și privarea de libertăți de orice fel. Am crescut apoi în tumultoasa, să-i spunem, tranziție a anilor 90. În liceu am studiat, am fost olimpic la informatică și apoi am obținut o bursă de studii din partea statului canadian în 1999. Așa s-a făcut că acolo am ajuns să votez pentru prima dată, după împlinirea vârstei de 18 ani, pe un frig de minus 15 grade la consulatul din Toronto. Din păcate, niște alegeri de tristă amintire în anul 2000. Dar e un moment important de care să ne aducem aminte. Și mi-aduc aminte când eram acolo în Canada, tatăl meu îmi făcea un fel de revistă a presei politice pe e-mail, cam o dată pe săptămână. Erau vremurile dinainte de site-uri online, dinainte de Facebook. Era o perioadă de tristă amintire. Erau în Gloria, Adrian Năstase, Rodica Stănoiu, Cosmâncă, Hrebenciuc și ca și acum lumea își cam pierduse speranța. Eu am ales atunci să mă întorc în țară și m-a întrebat foarte multă lume de ce. Contrariată, aproape nu înțelegea oamenii care mă întrebau. Și n-am decât un răspuns simplu. M-am întors pentru că sunt român și aici e țara mea. Și deși, cum spuneam, n-am crescut niciunul dintre noi cu ideea de a ocupa funcții publice, și eu, probabil, mulți dintre voi am fost mereu pasionat de viața cetății. Așa am intrat în politică, așa ne-am adunat în această mare și frumoasă construcție numită USR. Acum, dacă stau să mă uit în urmă, nu știu care erau șansele ca un IT-ist pasionat de infrastructură să ajungă președintele celui mai mare partid de opoziție. Dar asta spune o poveste despre... Asta spune ceva despre povestea frumoasă a USR. Asta este povestea lui Dan, a Cristinei, a lui Radu, a Oanei, a lui Vlad. Este povestea noastră a tuturor. Ne-am adunat aici medici, profesoare, ingineri, antreprenoare, oameni din toate mediile sociale, mai tineri și mai puțin tineri, din țară sau din diaspora, toți cu credința că e nevoie de o schimbare profundă pentru a reda oamenilor speranța de mai bine. Și vă spun ceva în care cred profund. România are nevoie de această speranță. România are nevoie să creadă din nou. Are nevoie de o alternativă. Și acea alternativă suntem noi, sunteți voi. Suntem și sunteți singurii care putem schimba România cu adevărată. Și nu doar noi, cei din această sală. Ușile USR sunt larg deschise pentru toți cei care vor să ni se alăture. Pentru că astăzi România este sufocată între un mamut corupt și birocratic și un băiat de la galerie care se închipuie lider extremist. Avem, pe de-o parte, PSD și PNL, cele două partide care nu mai au nicio diferență între ele, și care nici nu mai sunt partide, de fapt, în realitate. PSD și PNL au devenit o formă de organizare a birocraților și a politicienilor care dețin funcții, cu unicul scop de a deține acele funcții în continuare.
mai au idei, ideologie, doctrine, crez, pufnesc dacă aud aceste cuvinte. Singura preocupare este cum să rămână la putere, atâta tot. Și nu să rămână la putere ca să facă ceva cu puterea pentru oameni, ci ca să facă ceva doar pentru ei. Iar în partea cealaltă este AUR, galeria de fotbal, care dacă ar pune mâna pe putere, ar scoate România din UE și NATO, populiștii extremiști de care vorbeau colegii noștri europeni și care ar interzice drepturile și libertățile a milioane de românce și români. USR este singura forță politică care vrea și poate să transforme România într-o țară modernă, cu adevărat liberală și europeană. Și am demonstrat asta la guvernare. În doar 8 luni, anul trecut, am reușit să realizăm cel mai mare program de reforme din România de după 1989. PNRR-ul, Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan lăudat de Comisia Europeană, ajuns însă pe mâinile unei guvernări acum care nu știe ce să facă cu el. Sunt 27 de miliarde de euro pentru autostrăzi, spitale, școli și digitalizare și vreau să-i aplaudați pe Dan Barna și pe Cristian Ghinea care au coordonat acest plan. PNRR este o șansă istorică. Așa cum mai spun, a păsat odată acestei guvernări inepte, pesediștilor și peneliștilor. Terminați cu circul, apucați-vă odată de treabă. Asta vă spune și Comisia, asta vă spune toată această țară. Am demonstrat pe de altă parte ce putem face și în administrația locală. În 2 ani de primărie, colega noastră Elena Lasconi a transformat Policlinica din Câmpul Lung într-o instituție medicală de top după 49 de ani de neglijență. Și totul din donații, fără niciun ban public, fără niciun ajutor de la guvernul PSD-PNL. Ba mai mult, PNL îi pune bețe în roate la Câmpul Lung. În București, colegul nostru Radu Mihaiu a crescut de 3 ori investițiile și de aproape 4 ori fondurile europene atrase în sectorul 2. Asta înseamnă să te preocupe cetățenii. La Bacău, Lucian Stanciu, Viziteu, a dotat 31 de școli cu 8.000 de tablete, laptopuri, videoproiectoare și alte echipamente IT. De la un IT-ist mă așteptam să facă asta. Bravo, Lucian! Și în Parlament, colegii mei au blocat anul acesta o mare nedreptate. Probabil că colegilor noștri europeni le va veni să creadă când vor auzi în traducere această poveste. În vreme ce românii suferă de cele mai mari scumpiri din ultimii 20 de ani, avem o rată a inflației record, politicienii de la toate celelalte partide în afară de USR au încercat acum câteva luni pe ascuns să-și crească singuri salariile și i-a blocat USR-ul. România poate fi guvernată mai bine, mult mai bine, dar nu de către ei, România poate fi guvernată mai bine de USR. În 2024 le vom cere românilor să creadă în această schimbare. Și voi știți, am mai trecut până acum împreună prin 5 rânduri de alegeri. Am crescut constant, dar n-am renunțat niciodată la principiile în care credem. Suntem un partid liberal, modern, de centru-dreapta, care promovează competiția deschisă și libertățile civile. Suntem cel mai pro-european partid din România și suntem parte din marea familie liberală europeană. Suntem partidul care ține oamenii în fața unei clase de privilegiați. Asta ne definește. Noi ținem cu cetățenii. O clasă de privilegiați care vrea să acapareze întregul stat pentru sine. Și de asta oamenii nu mai au încredere în acest stat. Pentru că rolul unui stat modern este să creeze acea infrastructură corectă pentru ca fiecare să aibă o șansă egală la prosperitate. România nu e o țară săracă. România este o țară sărăcită. Și o să vă dau un singur exemplu. În cele 8 luni de guvernare în care USR a fost la guvernare, statul a cheltuit din fondul de rezervă al guvernului 500 de miliarde de lei în 8 luni. În cele 2 luni de guvernare PSD-PNL care a urmat în acel an, s-au cheltuit, sau spart, ar trebui să spun, 5 miliarde de lei. Asta este diferența între noi și ei. Și sunt 3 lucruri pe care va trebui să le facem ca să schimbăm România în țara pe care ne-o dorim. Primul, să oprim risipa din bani publici, să închidem robinetele prin care miliarde de euro se scurg în buzunarele clientelei
de partid. Eu am făcut asta la transporturi și știți care a fost reacția lor, a sistemului, a peneliștilor, a lui Iohannis. Al doilea, banii pe care îi salvăm astfel să investim în prioritățile adevărate ale României, să dăm mai mulți bani la educație, la sănătate, să construim infrastructura care să lege regiunile țării și să investim în energie verde și într-un mediu sănătos. Și al treilea, și poate chiar cel mai important dintre toate, să promovăm în administrație, așa cum fac colegii noștri care sunt acum la putere, în administrație, în primării, oameni onești, profesioniști și muncitori. În cele 8 luni cât am fost la Ministerul Transporturilor, am adus în minister zeci de profesioniști și oameni cu experiență în privat, dar am promovat și oameni onești și competenți din sectorul public, care se regăsesc acolo și au acceptat să mi se alăture, să ni se alăture, pentru că și ei vroiau o altfel de guvernare. Au acceptat pentru că au avut încredere în noi. Dragi colegi, răspund și la o întrebare care e nepusă. O să fie totul absolut perfect? Va fi? Poate nu vom reuși tot timpul să facem ceea ce ne-am propus, dar știu în adâncul sufletului meu că nu va trece o singură zi în care să nu ne luptăm să fim mai buni. Asta e ce contează. Și nu... și nu vom renunța niciodată. Ei vor să ne facă să renunțăm. Nu vom renunța niciodată, indiferent cât de greu ne va fi. Vom reda încrederea oamenilor că se poate, că există speranță, știu că putem. Acesta este noul USR. Punct și de la capăt. Vă mulțumesc!